Asta e cel mai bun buget pe care puteam să-l avem astăzi și împreună cu dumneavoastră sper să reușim anul viitor să avem un buget mult mai bun decât acesta. Vă mulțumesc încă o dată! Medicamente pentru cei bolnavi, resurse pentru cei care învață în România și respect pentru tot românii și din țară și din diaspora. Din păcate, cred că domnului prim-ministru Victor Ponta, un om pe care îl respect în mod deosebit, pentru maniera impecabilă care au făcut lucrările pentru acest buget și să nu încurca niciodată regulamentul celor locali. Câteodată așa de s-ar cunce. Este un buget de supraviețuire, al unui guvern.